CFR Cluj își continuă parcursul fără greșeală în Liga 1. Vișinii au dispus de Concordia Chiajna la scor 1-0 și își mențin avansul de două puncte în fața celor de la FCSB, principala contracandidată. Și roșalbaștrii s-au impus la Iași cu scorul de 2-1 la, capătul unei evoluții entuziasmante a lui Denis Mann. Moldovenii au deschis scorul în minutul 53 prin Flores, iar 6 minute mai târziu au cerut penalti la o intervenție a lui Bălașa. Man a egalat minutul 61 cu un șut de la marginea careului după o acțiune personală. Tot Mann a scos penaltiul din minutul 75 transformat de tenase. Viitorul Constanța a triumfat la voluntari cu același scor 2-1 și a urcat pe podium. Astfel, echipele din fruntea clasamentului se mențin pe primele poziții departajate doar de 4 puncte. Cea de-a patra formație, cotată cu șanse la câștigarea campionatului, Universitatea Craiova închide etapa 16-a. Oltenii vor evolua luni în deplasare la Fece Botoșani. Echipa națională feminină de handbal a României a câștigat a 50-a ediție a trofeului Carpați. În finala turneului, Naționala A a dispus de Naționala B după ce echipa secundă a oferit surpriza competiției, trecând în semifinale de campioana olimpică în titră, Rusia, de care a dispus cu scorul de 25 la 24. Tot în semifinale, România A a trecut de reprezentativa Serbiei cu scorul de 29 la 26. În finala turneului, prima reprezentativă s-a impus în fața colegelor din lotul lărgit cu scorul de 33 la 24. Pentru toate echipele participante, aceasta a fost ultima verificare înaintea campionatului european, care va avea loc în Franța în intervalul 29 noiembrie-16 decembrie. La Euro, naționala țării noastre face parte din grupa D, alături de Cehia, Germania și campioana europeană în titlu Norvegia. Tricolorele vor debuta pe 1 decembrie cu Cehia, după care vor urma partidele cu Germania de pe 3 decembrie și Norvegia pe 5 decembrie. Croația a cucerit Cupa Davis după ce a trecut de reprezentativa Franței scor 3 la 1 într-o confruntare ce s-a disputat în Hexagon la Lille. Duminică, în meciul decisiv, Marian Cilic nu i-a dat nicio șansă lui Lucas Puil, pe care l-a învins în trei seturi scor 7 la 6, 6 la 3, 6 la 3, după 2 ore și 22 de minute de joc. Este al doilea trofeu din istorie pentru Croația, care a mai triumfat în 2005 după o finală contra Slovaciei. Capitanul nejucător al Franței, Yannick Noah, a anunțat după pierderea finalei Cupei Davis în fața Croației că se retrage din din orice activitate legată de tenis. Într-un top alcătuit în funcție de numărul de trofee câștigate de-a lungul timpului, conduce Naționala Statelor Unite ale Americii cu 32 de victorii finale, urmată de Australia cu 28 de trofee. Anglia și Franța au câte 10 finale câștigate fiecare.